Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la un nou pașaport cultural aici la Alba Carolina TV. În această după-amiază vă propun să descoperim împreună o mare personalitate a istoriei noastre naționale, o mare personalitate a Bisericii Ortodoxe Române, episcopul Nicolae Ivan, cel care a pus bazele rectitoririi episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, o personalitate implicată în realizarea actului de la 1 decembrie 1918 în unirea Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României, un cărturar de excepție, un ctitor de instituții românești, un ctitor de publicații românești la Sibiu, la Cluj și în alte părți ale Transilvaniei. Despre episcopul Nicolae Ivan, despre biografia și activitatea acestuia, vom povesti alături de bunul nostru prieten, părintele doctor Maxim Morariu, consilier în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Dragă părinte, bine ai revenit alături de noi, ca de fiecare dată ne bucurăm să te avem invitat și ne bucurăm că accept să ne împărtășești din prea plinul tău, ca să spun așa. N-aș începe... Mulțumesc, Mihai Octavian Groza. E mereu o bucurie să fiu alături de telespectatorii Alba Carolina și de frăția ta. Ne leagă o frumoasă prietenie și cu atât mai mult cu cât astăzi cumva e un moment aparte, pentru că cea care ne-a adus împreună în Astra, doamna profesor Ana Filip, ar fi aniversată astăzi, dacă ar mai fi fost printre noi, 82 de ani. Mă bucur că ai făcut această evocare. Cumva cred că ai anticipat ceea ce provocarea pe care vroiam să ți-o lansez. Telespectatorii noștri o cunosc pe distinsa și regretata totodată profesoară Ana Filip, pe care am avut bucuria să o avem alături de noi în urmă cu câțiva ani, chiar în preajma inaugurării unui nou an școlar, domnia sa, împărtășindu-ne câte ceva din bogată activitate pe care a avut-o la catedră de-a lungul decenilor. Îi vom păstra cu toții o frumoasă amintire, ea rămâne în sufletele noastre, în amintirea noastră, și cred că pe viitor vom face lucruri minunate în amintirea acestui mare, mare dascăl ridicat de pe meleagurile bistrițene, doamna profesor Ana Filip. Îți propun să începem discuția noastră despre Nicolae Ivan, viitorul episcop Nicolae Ivan, cu datele privind anii săi de început, unde s-a născut, în ce familie s-a născut, unde și-a făcut educația, pentru ca mai apoi să discutăm alte detalii legate de biografia acestuia. Te rog. Mulțumesc, Mihai Octavian Groza. Mă voi strădui să rezum câteva dintre aspectele care au definit biografia episcopului Nicolae Ivan, cel care a rectitorit efectiv Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului la momentul reînființării ei din 1921. Îmi pare rău că n-am avut inspirație atunci când am răspuns invitației tale să te rog să-l provoci la împreună dialog și pe prietenul nostru, profesorul dr. Răzvan Mihai Neavu, care a scris un articol foarte interesant cu privire la episcopul Ivan și activitatea lui la Turda. Ar fi meritat, dar poate că n-ar strica să propunem ca aceasta să rămână un subiect pentru o ediție viitoare. Episcopul Nicolae Ivan, viitor episcop Nicolae Ivan, s-a născut în data de 17 mai a anului 1855 în localitatea Aciliu, care era de fapt un sat aparținător de Săliște, de mărginimea Sibiului. El a fost din mărginime și o să vedem mai târziu de ce acest lucru i-a influențat în mod pozitiv destinul și a trecut la Domnul în 1936. A urmat școala primară în Săliște, liceul de stat la Sibiu între 1865 și 1874, pe care l-a absolvit cu calificativul foarte bine, ceea ce spune multe despre modul în care s-a pregătit și despre calitățile viitorului episcop de la Cluj, apoi seminarul Andrean de la Sibiu între 1874 și 1877, iar după absolvirea acestuia a fost până în 1884 învățător în Săliște. Noi știm că era o tradiție încă din vremea lui Andrei Șaguna, a Sfântului Andrei Șaguna, ca cei care terminau seminarul Andrean să meargă cel puțin o perioadă și să fie învățători, să predea într-o localitate, cu precădere atunci în timpul ocupației austro-ungare, și abia după aceea să ia calea preoției, pentru că prin asta să contribuie la ridicarea nivelului cultural al satelor. Ei bine, Nicolae Ivan s-a înscris pe această linie și s-a înscris, după părerea mea, cu foarte multă responsabilitate și cu rezultate frumoase. Sigur că în paralel, în 1880, s-a căsătorit cu nemțoaică, cu germana Maria Jec,
care s-a convertit la Ortodoxie și în 26 octombrie, în data de 26 octombrie aceluiași an, Mitropolitul Miron Romanul a hirotonit diacon, pentru că ulterior ajutat de către cei din mărginime să fie preot, să devină preot și profesor la penitenciarul din Aiud. A fost preot de penitenciar și profesor de religie, a predat religia în școlile din Aiud între 1884 și 1890. Din păcate, viața a fost dură cu el. Soția lui va muri la scurtă vreme după căsătorie. Nu știu exact să vă spun la cât, pentru că episcopul Ivan a păstrat oarecare discreție în legătură cu evenimentele care i-au definit biografia. Însă soția lui va muri în durerile nașterii. Va naște o fiică care ulterior se va căsători cu Ioan Stroia, va muri și ea de tânără, nu vor avea copii din câte știu eu și la rândul lui și Ioan Stroia va ajunge episcop, așa încât la sfințirea Catedralei Moților de la Huiedin vor sluji împreună socru și ginerele, Nicolae Ivan și Ioan Stroia, episcopul Armatei, în calitate de episcopi la vremea respectivă. Asta e un aspect care mi s-a părut interesant cumva și care ține și de providența divină. Ei, după activitatea de profesor la Aiud, o vreme între 1890 și 1892, va fi redactor și la Telegraful Român. Vreau să vă spun că Nicolae Ivan a fost unul dintre colaboratorii cei mai consecvenți ai Telegrafului Român, dar în perioada aceasta activitatea lui s-a concentrat în aproape 100 de articole. În nici 3 ani el a publicat aproape 100 de articole în Telegraful Român, ceea ce spune multe cu privire la preocupările lui, la vocația lui cărturărească și la alte lucruri, pentru că el a supraviețuit în istorie cu precădere ca episcop la Cluj, mai degrabă ca omul care a avut merite edilitare. E bine, Nicolae Ivan a fost și omul care a avut merite culturale foarte, foarte frumoase. Un aspect care merită menționat e faptul că în 1892, în calitate de redactor al Telegrafului Român și de membru, nu știu exact în ce context, al Consiliului Arhiepiscopiei de la Sibiu, a susținut înființarea unei eparhii în Transilvania, la Cluj sau la Dej, nu se știa încă atunci unde s-a înființat. Vremurile n-au permis ca ea să fie deschisă la momentul acela, se va deschide abia la 1921 și iată că acel Nicolae Ivan, care probabil că în 1892 nici nu bănuia ce se va întâmpla în vremea respectivă, va ajunge să fie primul episcop al acestei episcopii pe care el o susținuse. Nu știu dacă inițiativa i-a aparținut în totalitate, dar în orice caz s-a numărat între cei care au susținut cu foarte, foarte multă forță această inițiativă. Din 1892 și până în 1897 va fi protopop al Alba Iuliei, iar din 1894 va asigura și locotenența protopopiatului de Orăștie, context în care, dacă nu greșesc, va pune și bazele unei reviste acolo la Orăștie, iar la Alba Iulia el va fi cel care va consolida sub aspectul acesta cultural, Astra de acolo, mai multe asociații culturale și va pregăti terenul pentru ceea ce se va numi Episcopia Armatei, care își va avea sediul Alba Iulia pe toată durata perioadei interbelice, după unire. În 1897 va fi ales asesor economic la Arhiepiscopia Sibiu, adică va fi consilier economic și e importantă această ascultare pe care el o va avea, pentru că în vremea când el a fost consilier economic, s-au realizat niște lucruri care, din punct de vedere administrativ, apasă pe umerii consilierului economic într-o eparhie, respectiv edificarea Catedralei Mitropolitane de la Sibiu, acea catedrală care e făcută după modelul Sfintei Sofia, și clădirea seminarului Andreian, care este astăzi sediul Facultății de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Din 1888 va fi delegat în Congresul Național Bisericesc, iar între 1906 și 1918 va fi președinte al Comitetului Central al Partidului Național Român din Transilvania. Aceasta explică de ce Ivan va fi extrem de implicat în activitatea de unire. Dar el, ca orice om din mărginime, că au fost buni patrioți toți, va susține tot ceea ce înseamnă activitatea aceasta extraordinar de frumoasă a românilor în perioada aceea din timpul războiului. La 15 februarie 1919 va fi trimis la Cluj în calitate de președinte al Consiliului Parhial și la adunării parhiale. Episcopia se va înființa 2 ani mai târziu și va fi ales ca episcop al Clujului la 66 de ani. E o vârstă totuși înaintată. E adevărat că Mitropolitul Bartolomeu a fost ales la 73 de ani și totuși a făcut o activitate demnă de reținut, a avut o activitate demnă de reținut, dar nu trebuie omis nici faptul că Nicolae Ivan a reușit, iată, la 66 de ani și cu o viață care înspre final a fost marcată de suferință, nu știu exact, vreo 2 ani, pare mi se că a fost bolnav și a delegat alți episcopi când au fost desfințit marile catedrale de la Târgu Mureș și Turda și cu toate acestea, aceste catedrale au fost rostul muncii lui Ivan și au avut parte de contribuția extrem de consistentă a episcopului Ivan.
iar ca episcop la Cluj, Nicolae Ivan, o să vorbim la un moment dat, a fost susținut de cei din mărginime, așa cum vă spuneam, acesta este lucru care s-a repercutat pozitiv asupra lui, originea lui din mărginime, pentru că erau foarte bogați și aveau mulți membri în Consistoriul Mitropolitan, în Consiliul Mitropolitan când s-a făcut votarea și a reușit nu doar să pună, să reptitorească episcopia, ci și să-i ofere niște instituții auxiliare extrem de importante și de frumoase. Când a ajuns Nicolae Ivan la Cluj, avea o masă și două scaune și o cameră luată în chirie. Când a plecat la domnul Nicolae Ivan, Clujul avea o catedrală pe care o terminaseră de construit, se găsea, mi-am impresia că în fază de finalizare a picturii, dar în orice caz fusese inaugurată, avea o academie teologică, cum se numea ea, un institut teologic, va deveni academie în vremea ministeriatului Nicolae Colan în 1939, care va dăinui până în 1952 și va fi reînființată după 1989 și care va școli personalități de elită ale teologiei românești, Bunăoară, Mitropolitul Bartolomeu Anania, pe care l-am pomenit, Mitropolitul Antonie Plămădeală, membru de onoare la Academiei Române, dar și multe alte nume teologice importante, protopopul Florea Mureșanu, care va muri la iud în închisoare, și în orice caz, nume importante, cel puțin pentru spațiul teologic transilvanian, așa încât el va fi cel care va pune bazele acestui lucru, va pune bazele revistei Renașterea, pe care o va înființa în 1921, a tipografiei Renașterea, și al revistelor, altor reviste, Viața Ilustrată, și au mai fost câteva revistuțe pe care le-a susținut în mod constant. De altminteri, Ivan a fost un om extrem de bun sub aspect antreprenorial, a reușit să colecteze fonduri și să achiziționeze clădiri și la momentul trecerii lui la Domnul, toată strada aceea de la catedrala, dintre Catedrala Ortodoxă și Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail, aparținea Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului. Nu mai vorbim despre faptul că tot în perioada lui s-a ctitorit biserica de pe Horia, Biserica Sfântul Nicolae, mi se pare, din Cluj. Și atâta, câteva aspecte care definesc biografia acestui mare om cu vocație de ctitor, care nu și-a neglijat nici vocația culturală, a organizat și viața eparhială. Episcopia lui era una foarte mare la vremea respectivă, cuprindea 12 protopopiate. Astăzi o episcopie cuprinde maxim 6 sau 7 și pe vremea respectivă un protopopiat putea fi aproape cât o episcopie de astăzi. Cu toate acestea, a vizitat toate acele locuri, a pregătit și a pregătit terenul pentru episcopiile de mai târziu care se vor înființa și pentru consolidarea simțământului românesc și ortodox în Transilvania, pentru că venim într-o perioadă de frământări, într-o perioadă în care după 1918 lucrurile nu erau cu totul așezate și pericolele nu trecuseră chiar întru tot. Îți mulțumim pentru această biografie generală a celui care a fost Nicolae, episcopul Nicolae Ivan. Dacă ești de acord, mi-aș dori ca din ceea ce tu ne-ai prezentat deja să rupem anumite segmente asupra cărora să insistăm până la finalul discuției noastre. Apropo de spiritul antreprenorial a episcopului Nicolae Ivan, mi-a plăcut foarte mult o completare pe care ai avut-o la un moment dat la o discuție despre ceea ce a însemnat spiritul antreprenorial a episcopului Nicolae Ivan, care nu s-a rezumat strict la afacerile bisericești, să spunem, la afacerile eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, ci și la comunitatea păstorită. Ne spuneai la momentul respectiv că Nicolae Ivan este cel care i-a sfătuit pe membrii comunității din Câmpia Turzii să inițieze o afacere într-un anumit domeniu pe care el considera ca fiind profitabil pentru comunitatea respectivă. Și te las pe tine să ne detaliezi acest aspect. Țin minte că în vremea studenției mele circulau mai multe anecdote cu privire la activitatea lui Ivan și la modul în care știa să pună problema în situații din acestea extraordinare, pentru că omul avea deopotrivă un simț practic și un simț al umorului extraordinar. Și ne povestea unul dintre profesorii noștri la teologie că atunci când au decis să înființeze fabrica Sârma de la Turda, s-au dus antreprenorii și l-au întrebat: Preasfințite, iată ce vrem să facem, avem bani, am venit cu, nu știu, cred că venisele de prin America și am dorit să deschidem o fabrică de pluguri. Și Ivan le-a zis: sunteți proști, oamenii nu cumpără pluguri, suntem după război, lumea e săracă, dacă cumpără un plug împrumută la tot satul. Deci o să vă alimentați probabil în următoarele 3 luni după ce o să deschideți fabrica. Voi trebuie să faceți ceva mărunt, mic și absolut necesar în gospodăria unui om, un cui sau o sârmă, ca omul să fie nevoit să cumpere tot timpul și să costurile acestea să nu fie foarte mari. Așa s-a înființat fabrica de sârmă de la Turda. Nicolae Ivan a devenit acționar pentru că ei l-au recompensat pentru acest lucru și primea dividende destul de puternice. Nu este singurul caz. Nicolae Ivan știa să pună problema și sub aspect politic și sub aspect diplomatic. Tot unul dintre profesorii noștri ne povestea
că terminaseră de construit catedrala și era nevoie de candelabre. Și catedrala a fost la un moment dat susținută de stat. La Bedatu, cât a fost ministrul cultelor, a susținut catedrala din Cluj. Episcopul Ivan a bătut mult monedă pe importanța elementului românesc la Cluj și întărirea lui. Și e adevărat că era necesar pentru că românii au intrat în Cluj în 1918. Nu au fost îngăduiți să intre în cetate până atunci de către autorități. Și atunci el a marșat pe lucrurile acestea, zice că a discutat cu patriarhul Miron, care tocmai fusese ales mitropolit primar. Am zis că era deja patriarh, dar cui era deja patriarh, cu patriarhul Miron. Și a spus patriarhul Miron, zice, eu sunt dispus să donez candelabru cel mic. La care episcopul Ivan a zis, uite, te la rege și spune așa, majestate, catedrala din Cluj s-a terminat de construit, acum se pun candelabrele. Mi s-a oferit posibilitatea să donez eu candelabru mare. Dar dacă majestatea voastră dorește să ofere o mărturie Catedralei Clujului și românilor din Cluj cu privire la dragostea pe care le poartă, eu sunt dispus să cedez, să donez candelabru mic. Și îi spune Ivan, dacă nu îți donează regele candelabru, ți-l donez eu. Văd eu de unde, nu știu cum, dar o să mă descurc. Ei bine, vreau să vă spun că regele a fost atât de încântat de propunerea lui Miron Cristian, cât a donat și candelabru mare și a mai donat și nu știu câte candelabre mai mici prin biserică și mai știu exact niște lucruri pe acolo, în așa fel încât era un om care știa să pună problema și asta cred că l-a consacrat și l-a lăsat și în memoria noastră. Nicolae Ivan e un om care a rămas foarte mult și în memoria aceasta populară și nu-i puțin lucru, să știți, pentru că îndeopște oamenii aceștia ai bisericii rămân în memoria aceasta a bisericii. Ivan a fost un om care a trecut de barierele acestea și deși era un om în vârstă și a prins o societate ale cărei prefaceri au fost destul de complicate. Am uitat să menționez faptul că, între altele, Ivan a fost și preot militar și a trecut o vreme și pe front. N-a stat foarte mult, dar a avut și acolo activitate frumoasă. Din păcate, am puține mărturii, doar câteva mențiuni care vin să aducă aminte despre Nicolae Ivan ca preot militar. Dar el a făcut toate lucrurile acestea. A fost un om atât de trecut prin viață și care a reușit să învețe câte ceva din toate experiențele prin care a trecut. Și iată cum inclusiv memoria populară l-a păstrat prin aceste lucruri care sunt deosebit de frumoase, după părerea mea, și de o utilitate practică rar întâlnită. Așa cum ne-ai spus, Nicolae Ivan a avut un început de carieră preoțească cel puțin interesant. Și-a început drumul ca și preot de penitenciar la Aiud și profesor de religie în școlile Aiudului. La vremea potrivită a fost chemat să asume sarcina de redactor responsabil al Telegrafului Român, unde ne-ai spus că a semnat nenumărate materiale. Pe lângă acest lucru, aș vrea să ne spui cum Nicolae Ivan, în calitatea lui de redactor responsabil, a contribuit la dezvoltarea acestui periodic bisericesc, care, așa cum ne spunea și colegul nostru Mircea Gheorghe Abrudan în urmă cu câteva săptămâni, este cel mai vechi periodic bisericesc din spațiul românesc, Telegraful Și care Român, a avut continuitate, pentru și că care au periodice continuitate. bisericești aproape la fel de vechi au mai existat. Ceea ce e important, Ivan funcționează în plină perioadă a cenzurii. Să vă gândiți că memorandumul este la 1892 și îl prinde pe Nicolae Ivan, redactor șef la Telegraful Român. E, după memorandum se năspresc toate acele aspecte ale cenzurii și totuși Ivan reușește să scoată de 3 ori pe săptămână Telegraful Român, cu toate că îi se impuneau anumite foi albe. Că îi se scoteau articole care deja intraseră, făcuseră macheta pentru el și se trezea cenzura, zic că nu, articolul ăsta nu este. Deci el s-a încăpățânat să scoată Telegraful așa cum l-a scos, a reușit să facă rost și de fonduri care să permită să nu colapseze revista respectivă, pentru că dacă scoți o revistă din care ai 4 foi și una e albă, s-ar putea ca cititorii să se revolte, mai ales la vremea respectivă, că cititorii erau totuși selecți și erau intelectuali locali satului, dar el a reușit să-i convingă, să-i facă să înțeleagă, fie prin corespondență, fie prin lucrurile care vorbeau direct despre anumite lucruri, că revista asta trebuie să apară și că este o mărturie cu privire la ceea ce vrem și putem noi să facem. Să nu uităm că Blaju are mitropolie dinaintea noastră, dar cultura creștină apare abia din 1911, Telegraful Român apare pe 1860, mai știu, 8. Deci, în orice caz, este cea mai veche și din Transilvania și din România și are continuitate neîntreruptă. Iar Ivan, pe lângă faptul că a reușit să aducă acolo oameni importanți de cultură, să-i adune, să-i capaciteze să scrie în paginile respective, în paginile revistelor respective, Ivan este un om care reușește să mențină continuitatea, să o facă pentru că este un moment
moment crucial, repet, acela al memorandumului, când multe reviste, am impresia că inclusiv Românul de la Arad își încetează pentru vreme apariția. Pe când Telegraful nu, chiar dacă iese cu o pagină sau două albe, pentru că cenzura nu permitea să se publice anumite articole, el iese în continuare, nu-și reduce tirajul. Dimpotrivă, funcționează în continuare și Ivan reușește să capaciteze în jurul acestei reviste nume care să spună lucruri interesante și care să stârnească interesul publicului și să o transforme într-o tribună din aceasta a românismului, nu numai de la Sibiu, ci din toată Transilvania. Ne-ai vorbit despre cele câteva duzini de articole publicate de Nicolae Ivan în paginile acestei publicații și te-aș întreba despre subiectele care erau abordate de Nicolae Ivan. Toate articolele tratau subiecte legate de problemele teologice sau erau și subiecte legate de ceea ce însemna viața națională, viața politică a românilor transilvaneni? La un moment dat, Pentru că problema știm că studenției Telegraful noastre. Român publica și astfel de materiale, și materiale literare, nu se rezuma strict la viața bisericească a românilor transilvaneni. Da, la un moment dat, în vremea când eram amândoi studenți, mi-aduc aminte că am mers la Deva la o conferință la care am vorbit despre Nicolae Ivan. Țin minte că am fost împreună, nu știu dacă îți mai aduce aminte de momentul acesta, și atunci am inventariat acele articole pe care el le-a publicat în Telegraful Român și am identificat vreo 96 de articole care îi poartă semnătura. E bine, dacă vă uitați și dacă o să trecem în vedere titlurile, îndeopște Nicolae Ivan publică acele texte care vin să facă cronica anumitor evenimente. El este un cronicar. Este cumva și o chestiune care e legată de calitatea de redactor șef al Telegrafului. Redactorul șef trebuie să se ocupe de aspecte care țin de informarea publicului, în așa fel încât să publicul să fie interesat de revistă și să fie adus la zi cu tot ceea ce se întâmplă. Ca atare, majoritatea textelor pe care Nicolae Ivan le publică în Telegraful Român sunt știri, informații despre deschiderea unor școli, despre sfințirea unor biserici, despre apariția unei cărți bune, recenzii, despre tot ceea ce înseamnă viața politică românească. Ivan n-a fost străin de viața politică românească, despre modul în care se încercau la un moment dat uniformizarea anumitor aspecte de legislație în Transilvania, despre nedreptățile aduse românilor. În același timp, să regăsim aici și texte de istorie și texte teologice, e adevărat mai puține, dar îndeopște Nicolae Ivan se remarcă ca un om care face cronică, care militează pentru anumite lucruri și care susține inițiative civice. Cam așa se poate rezuma activitatea lui din Telegraful Român. El nu scrie lucruri neapărat extrem de dense din punct de vedere teologic. E normal, omul e redactor, e tot timpul pe teren, trebuie să găsească fonduri, să intre la rotativă, să vadă dacă ziarul iese bine, să se ocupe, să fie eventual să aibă o viziune asupra corecturii. Nu știu exact ce presupune echipa editorială la Sibiu la vremea respectivă, dar ceea ce scrie el sunt texte constante și sunt texte din acestea cu valoare informativă. Asta l-a și făcut cunoscut și asta l-a făcut și respectat în rândurile comunităților, pentru că îndeopște Nicolae Ivan este cel care la vremea respectivă scrie texte despre tot ceea ce se întâmplă în localități. Probabil că primește corespondența din teritoriu și o rezumă în așa fel încât fiecare să se bucure. Dar în același timp se dovedește un bun mânuitor al condeiului și din când în când mai scrie și ușoare texte de literatură și anumite articole teologice. Acest lucru îl va face însă mai târziu, cu mai multă intensitate, la Cluj ca episcop, când și în Viața Ilustrată și în Renașterea vor exista texte care sunt mai teologice și când nu se va mai ocupa de cronica zilei. Mi-aș dori ca la un moment dat să abordăm și această latură activității lui Nicolae Ivan, aceea de publicist, editor, autor și editor de carte românească. Până atunci, aș vrea să mai stăruim asupra unor aspecte. Ai subliniat faptul că după 1892 Nicolae Ivan a asumat și o sarcină administrativă, aceea de protopop de Alba Iulia, iar mai apoi de administrator al protopopiatului ortodox din Orăștie. Ai spicuit puțin din contribuțiile pe care acesta le-a avut la Alba Iulia și la Orăștie, dar aș vrea să ne detaliez puțin despre ce a însemnat această experiență pentru cariera lui Nicolae Ivan. Ea cu siguranță a fost o experiență pregătitoare pentru episcopatul de mai târziu și a fost o experiență pe care a asumat-o cu multă sinceritate și cu aceeași naturalețe cu care a asumat toate activitățile care i s-au dat în sarcină în decursul istoriei. Nicolae Ivan
A fost un om care nu s-a dat înapoi. Vă spun, probabil perioada cea mai grea a fost cea de început la Iud, când a trebuit să poarte și crucea văduviei ca preot tânăr, să crească și fetița. Și cu toate acestea a fost și preot de penitenciar și profesor de religie, deci a făcut lucruri extraordinar de frumoase și a fost un om așezat, eu zic eu, pentru că mărturile care există din acea perioadă sunt frumoase. La Alba Iulia s-a găsit în vecinătatea orașului în care el lucrase. E adevărat, era un oraș cu un alt specific, era un oraș cu alte pretenții, un oraș cu alte așteptări, un oraș în care exista la un moment dat o viață culturală românească, dar destul de latentă. Ceea ce reușește Nicolae Ivan este să întărească aici cu precădere activitatea unor asociațiuni precum Astra. În momentul în care el ajunge protopop al tractului de Alba Iulia, tract care la vremea respectivă, să ne înțelegem, era aproape cât arhiepiscopia de astăzi, Alba Iulii, mergea până spre Târgu Mureș, încolo, nu știu dacă nu cuprindea și Târgu Mureșului, dar în orice caz, ca suprafață, era un tract foarte puternic și asta spune multe pentru că a merge și a vizita toate parohiile din tractul protopopesc însemna o activitate destul de complicată pe vremea respectivă când se circula cu caleașa sau cu trenul. La Cluj Ivan va circula destul de mult cu trenul când va ajunge episcop, dar e adevărat că deja lucrurile evoluaseră și existau și mașini, din când în când va mai circula și cu mașina. La vremea respectivă, la Alba Iulia, Nicolae Ivan reușește să adune și să cumva să facă să omogenizeze suflarea românească culturală. Deci exista o suflare românească ușor divizată, Nicolae Ivan o adună, reușește să formeze acolo mai multe asociații, susține reuniunile învățătorești, susține toate acele activități care sunt gândite în scopul întăririi elementului românesc, pentru că să nu uităm, ne aflăm în perioada dualistă, în care partea majoritară românească este pasivistă, iar pasivismul ce presupune? Că nu ne implicăm în viața politică a Imperiului Austro-Ungar, o boicotăm, dar în același timp nu lăsăm să fim asimilați. Iar forma prin care s-a rezistat în decursul vremii, în perioada aceea, a fost asociaționismul cultural. Ivan este un om care înțelege și la vremea respectivă, asociaționismul cultural a fost asumat de instituțiile care aveau credibilitate și stabilitate. Și cele două biserici istorice ale Ardealului, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, aveau stabilitate. Ei bine, dacă Blajul este apanajul Bisericii Greco-Catolice, Alba Iulia este apanajul Bisericii Ortodoxe, dar totul se desfășoară într-un cadru al dialogului, pentru că Ivan nu-și va neglija niciodată omologii, la fel cum nu va neglija nici pe contracandidatul său, Tudor Roșescu, atunci când va ajunge la Cluj. O să vorbim poate despre asta, care merită. Este un episod foarte frumos care spune multe despre noblețea sufletească a lui Nicolae Ivan. Ideea este că nu va neglija niciodată nici aspectele social-filantropice. Asociația Doamnelor din Episcopie se va ocupa cu tot felul de activități din acestea, de întrajutorarea săracilor, va tipări și carte. Și în același timp, Nicolae Ivan se va ocupa cu întărirea instituției și a imaginii protopopeatului în raport cu celelalte instituții românești sau de stat din zona Alba Iuliei și punerea ei sub o paletă mai largă a celorlalte asociații românești, a reuniunii învățătorilor, a reuniunii mariane, a Astrei, pentru că asta a fost cumva gândul pe care Ivan l-a avut. Dacă sunt singur, sunt fragil, dar dacă suntem mai mulți, suntem cu adevărat o voce și nu putem fi ocoliți sau ignorați cu atât de multă ușurință. Și e un mare merit, după părerea mea, acesta. El pregătește, repet, pregătește pasul pentru ulterioara episcopie armatei, pentru că deja Nicolae Ivan are acolo anumite instrumente prin care se face cunoscut, intensifică activitatea în telegraf, intensifică propunerile la Sibiu, dar în același timp, repet, coagulează în jurul lui toată activitatea românească și toate asociațiile române și reușește să transforme cu adevărat protopopiatul împreună cu Astra și cu celelalte asociații românești într-o voce care are ceva de spus în cetate și care se găsește pe primul loc, o voce care domină, pentru că până atunci peisajul cultural al Alba Iulia era dominat de către alte naționalități care aveau și drepturi și privilegii politice și fonduri. În momentul în care vine Ivan, românii încep să domine peisajul cultural al Alba Iuliei. Cu siguranță, toate aceste contribuții au tras mult în greutate în momentul în care Nicolae Ivan a fost desemnat să ocupe o poziție administrativă în cadrul Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, după 1897, acesta fiind numit asesor consilier economic al Mitropoliei Sibiene. Ai punctat câte ceva la începutul dialogului nostru, dar aș vrea să reluăm puțin o parte din contribuțiile pe care acesta le-a avut la Sibiu în calitate de responsabil al finanțelor Mitropoliei.
Cred că în momentul acela era postura cea mai dificilă și cea mai ingrată, cea de asesor economic. Odată pentru că, în plin dualism, toate aspectele acestea economice intrau în vizorul statului și statul nu era îndeopște foarte măgulitor cu românii și încerca să-i găsească pe picior din acesta în offside ca să-i penalizeze, iar pe de altă parte pentru că Mitropolia de la Sibiu se găsea în momentul respectiv în construcție. Catedrala era în lucru, proiectul lui Șaguna începea să prindă contur, institutul începea să prindă și el pentru că primea un nou sediu și toate celelalte lucruri trebuiau să continue, tipografie, editura, tot ceea ce însemna infrastructura unei mitropolii. Și la vremea respectivă, Nicolae Ivan a girat toate aceste lucruri, au căzut cumva în spinarea lui toate responsabilitățile și s-a achitat de sarcină, cum să vă spun, mai mult decât onorabil. Să vă gândiți că catedrala este definitivată, este gata și inaugurată în vremea când el era asesor consiliar economic la Sibiu și sediul nou al teologiei de la Sibiu, al seminarului Andrean, care astăzi este facultatea de teologie, acelea datează de vremea lui Ivan. Și se întâmplă și multe alte lucruri frumoase. E adevărat că pe toată durata activității lui și la Alba Iulia, și la Sibiu și după aceea și la Cluj, faptul de a fi fost din mărginimea Sibiului se va repercuta pozitiv. Oamenii din mărginime erau oameni care creșteau oi, erau bogați și erau uniți și l-au susținut. L-au susținut financiar. Probabil că acest lucru vine să vorbească și despre faptul că a purtat poveri și a reușit să obțină rezultate extraordinare. Dar Ivan însuși a fost un om care n-a făcut pentru el, a făcut pentru Biserica lui Dumnezeu și acest lucru a dus cu siguranță la încununarea tuturor eforturilor lui într-un mod atât de frumos. Eu cred cu tărie lucrul acesta. Repet, activitatea lui de asesor este într-o perioadă grea și este postura cea mai ingrată, după părerea mea, din Mitropolia Sibiului la vremea respectivă, date fiind și timpurile, dar în același timp ea vine ca o mănușă. Ivan este omul care întotdeauna s-a descurcat foarte bine în chestiunile acestea economice și financiare și se va vedea lucrul acesta și mai târziu la Cluj, că e o abilitate pe care el nu o să-și o piardă, din potrivă o să-și o cultive cu vârsta și o să o dezvolte într-o harismă, aș îndrăzni să zic. Încă nu sunt lămurit cu ceea ce a însemnat practic activitatea lui Nicolae Ivan în toamna și iarna anului 1918, datorită anvergurii activității și personalității sale. Așa cum ai spus, acesta a condus destinele Consiliului Național Român din Sibiu în acea perioadă și datorită anvergurii personalității sale și activității pe care a desfășurat-o la Sibiu, centrul de la Sibiu în toamna lui 1918 a ajuns să fie considerat ca o tentativă de dedublare a Consiliului Național Român Central de la Arad. Repet, încă nu mi este pe deplin lămurit acest amănunt din biografia lui Ivan. N-aș vrea să speculăm pe marginea lui, motiv pentru care îți propun să sărim puțin peste această etapă, probabil după ce vom parcurge niște surse documentare memorialistice din epocă, vom lămuri aceste aspecte și vom putea reveni cu o nouă emisiune și să trecem la partea de episcopat, partea cea mai strălucită a activității lui Nicolae Ivan. Trecem de momentul 1 decembrie 1918, de momentul realizării Marii Uniri, ajungem la momentul în care a fost posibilă reactivarea Episcopiei Vadului Feleacului și Clujului. Și aș vrea să ne povestești puțin despre acel moment și despre împrejurările care l-au adus pe Ivan la conducerea acestei nou înființate eparhii. Da, așa cum era firesc, după 1918 România au încercat să redeschidă instituții care existaseră la un moment dat în istorie sau să deschidă instituții noi în puncte nevralgice ale Transilvaniei și cu precădere în locuri în care la un moment dat nu mai fuseseră permis accesul lor. Și așa se face că Ivan ajunge la Cluj. Se dorea înființarea unei episcopii, după cum v-am spus, din 1892. Și Ivan este artizanul înființării acestei episcopii. Nu cred că se mai gândea el că o să ajungă în 1919 episcop la Cluj. Era deja un om în vârstă, aproape de pensie, dar încă activ. Și cu toate acestea, în 1919 este delegat de Sibiu, de Nicolae Bălan, ca președinte al adunării eparhiale de la Cluj. Se înființase episcopia, dar încă nu avea un episcop. A mai durat 2 ani de zile până s-au rezolvat anumite chestiuni birocratice. Și în contextul acesta, Ivan vine la Cluj, unde, repet, găsește o masă și două scaune și o cameră închiriată și este primit cu destul de multă ostilitate. Clujenii l-ar fi dorit episcop pe Tudor Roșescu.
reușește să-i cucerească pe o parte dintre ei până în 1921, dar în orice caz nu are o majoritate neapărat fragilă în 1921, când el este ales episcop pentru că primește sprijinul puternic al celor din mărginime și al celor din Sibiu care îl cunoșteau. Cu toate acestea, cujenii se simt nițelezați, dar Ivan este un om care știe să-și cucerească întotdeauna publicul și asta e un lucru despre care ar merita vorbit și sub alte aspecte. Bun, aș vrea să evoc la un moment dat un episod care l-are în centru pe Bogdan Duică, rectorul universității la vremea respectivă. Dar înainte să fac asta, o să vă spun de fapt un altul și apoi o să vorbim despre Duică. La un moment dat, după ce Ivan este ales ca episcop la Cluj, se îmbolnăvește Tudor Roșescu. Am găsit informația în acele documente publicate în timpul lui Ivan cu ședințele adunării eparhiale. Și în adunare se ridică partida, contrapartida, cei care nu erau de partea lui Tudor Roșescu și cer lui Ivan să fie retras Tudor Roșescu pentru că era bolnav, neputincios, nu mai putea să-și facă datoria ca protopop al Clujului. Tudor Roșescu era protopop al Clujului, rămăsese văd, dar era destul de în vârstă, era mai în vârstă decât Ivan, dacă nu greșesc. Și Ivan ia cuvântul în adunare și le spune așa, domnilor, dacă eu îl voi pensiona, o să ziceți că abia m-a așteptat să ajung episcop ca să mă răzbun pe el. Dacă nu-l voi pensiona, o să ziceți că îl țin acolo ca să fac, cumva să-l batjocoresc, tocmai pentru a mă răzbuna pentru faptul că mi-a fost contracandidat. Deci postura mea este foarte ingrată. Noastră, vă dați seama ce postură mă găsesc eu acum. Și ca atare, nu o să-l pensionez, ca să nu credeți că vreau să mă răzbun pe Tudor Roșescu, a fost un fair play din partea mea și dimpotrivă o să-l dublez de un secretar, nu mă amintesc acum cine a fost secretarul Protopopescu, drept de semnătură, dar Tudor Roșescu va rămâne protopop în funcție până la trecerea lui din această viață. Și a fost un act de mare eleganță și de mare noblețe sufletească, după părerea mea, care i-a cucerit pe Clujeni la vremea respectivă. La fel cum va cuceri pe Duica. E o anecdotă, la fel, pe care am auzit-o de la profesorii mei pe vremea când eram student, cu privire la Ivan, anume că el făcea anumite mese la un moment dat, în care aduna toată intelectualitatea Clujului ca să-și apropie. Și cel care îi boicota toate activitățile era rectorul Duica. Până când la un moment dat fiul lui Duică s-a întors de la Bellard de la Paris, Ivan s-a dus în audiență la domnul rector care l-a primit cu răceală și a spus, domnule rector, noi tocmai terminăm de construit catedrala românească din Cluj, ne-am apucat de pictat și am dorit să pictăm Pantocratorul. Pantocratorul este chipul acela lui Hristos care binecuvintează de pe cupola cea mare. Și am vrea să găsim un pictor prestigios, faimos, ne permitem, avem și bani, avem toate cele necesare, dar ne-ar trebui un pictor care să facă o lucrare reprezentativă și care să fie el însuși emblematic. Și am auzit că fiul dumneavoastră tocmai s-a întors de la Bellard de la Paris, unde a făcut o activitate foarte, foarte frumoasă și ca atare ne-am dori să-l rugăm, dacă se poate, plătim oricât, să picteze acest lucru. E, din momentul acela, Bogdan Duică a devenit prietenul cel mai apropiat al lui Nicolae Ivan și semnătorul tuturor activităților lui. Pantocratorul nu e o reușită, există până astăzi, probabil că o să fie în curând înlocuit de mozaic. N-a fost o reușită neapărat, dar modul în care Ivan a știut să pună problema l-a făcut să-și apropie pe omul acesta, la fel cum a știut să-și apropie întreaga intelectualitate a Clujului și să obțină și finanțări necesare. Ivan a fost un om care a clădit prin oameni și a clădit oameni. Nicolae Ivan este cel care îl cheamă pe Lupaș la un moment dat la Cluj și reușește să și susține pe Lupaș în toate activitățile și îl implică în activitățile Institutului Teologic la vremea respectivă pe care îl înființează în 1923. Nicolae Ivan este omul care aduce oameni de cultură importanți, precum Sebastian Stanca și Grigore Pletosu în consistoriu. Este omul care reușește să întrețină relații cu mediul politic, cu mediul universitar. Nu are ifose de mare intelectual, deși el a fost un om cu bună pregătire și cu condei. Din păcate, n-a reușit să adune decât, am impresia că o singură cărticică a publicat. În rest, articolele lui au rămas în tot felul de revistuțe și ar fi, poate că n-ar fi rău să fie adunate la un moment dat. Deci Nicolae Ivan este un om care știe să adune în jurul lui, care radiază și emană o bucurie extraordinară și care nu dezbină. El reușește să adune toate partidele, oricât de adverse ar fi fost. Poate că l-ajută și vârsta, dar dacă ne uităm la ceea ce a făcut înainte să fie la Cluj, ne dăm seama că e o așezare care nu e neapărat legată de vârstă, pentru că și la Alba Iulia a reușit să adune partidele împreună și la Telegraful Român a reușit să țină revista în plină politică din aceasta de epurare a românismului. Așa că eu zic că e un om extraordinar de frumos la suflet care reușește să-i adune pe toți în jurul lui. Mă bucur nespus de mult că a evocat această echipă pe care Nicolae Ivan a știut să-și o creeze în jurul lui la Cluj, în jurul nou înființatei episcopii și de asemenea mă bucur că i-ai evocat pe cei doi
prieten cu ghilimelele de rigoare ai noștri, Sebastian Stanca, respectiv Grigore Pletosu, personalități a căror biografie am încercat în anii din urmă să o prezentăm în fața publicului prin articolele și cărțile predate tiparului. Eu m-am ocupat de Sebastian Stanca pentru că își trăgeau originile de pe meleagurile Sebeșului, iar domnia ta te-a ocupat de Grigore Pletosu pentru că era originar din zona Bistriței. Sebastian Stanca a fost un mare istoric bisericesc cu cercetări valoroase în ceea ce a însemnat istoria bisericească a românilor transilvaneni în secolele 18-19, început de secol 20. Iar Grigore Pletosu, așa cum ai notat în cărțile tale și îți place să spui, a fost protopopul Bistriței și primul critic literar al lui George Coș Bog. Dacă nu mă înșel, chiar lucrarea ta de dizertație în teologie a fost dedicată licența. Lui licența în teologie. A fost în dedicată 2014, lui Grigore Pletosu, dizertație care ulterior s-a transformat într-o carte. Poate că n-ar strica și, uite, profităm de ocazie să îți lansăm o nouă provocare, să discutăm separat despre cei doi colaboratori ai lui Ivan, personalități care, zic eu și sper că ești de acord cu mine, încă nu sunt suficient cunoscute publicului larg și promovate la adevărata lor valoare. Cu totul de acord. Noi am încercat, știi foarte bine, cu Sebastian Stanca să aducem în atenție anumite aspecte. S-a reușit la nivelul Sebeșului, la nivel local, să fie pus în valoare. Din păcate, Stanca nu este doar un om al Sebeșului. Stanca este un om al Clujului, al culturii transilvanene românești. El a fost un om de formație complexă. Are un doctorat despre Timotei Cipariu, dacă mi-aduc bine aminte, în filologie, pe la Budapesta, și pe urmă are un doctorat făcut cu Lupaș, pe Vasile Moga, deocamdată, până la monografia pe care am scos noi împreună, echipa aceea de istorici la un moment dat, prin 2015, era cea mai mare sinteză despre Moga existentă. Deci, Sebastian Stanca trebuie recuperat încă la nivelul acesta al istoriografiei bisericești, la nivelul culturii românești din Transilvania. Cred că și Grigore Pletosu, nu l-am numit eu primul critic literar al George Coș Bog, l-am numit Teodor Tanco, deși la rândul lui, când în Virtus Romana Rediviva îl numește primul critic literar al lui Coș Bog, Teodor Tanco nu face altceva decât să parafrazeze niște însemnări ale lui Coș Bog, în care protopopul este numit primul critic literar, probabil că ironic, că Coș Bog ajunsese deja mare poet și Pletosu este omul care îi recenzase, la un moment dat era cenzorul societății de poezie la Năsăud și este cel care îi trece în revistă anumită poezie și îl ajută să fie premiat pentru o snoavă. Deci cumva Coș Bog se simte protejat de Grigore Pletosu și nu este nici primul, nici ultimul. Pletosu va proteja foarte mult la vremea respectivă și va încuraja și din mâna lui vor ieși episcop și implicit un patriarh, Miron Cristea, care îl va vizita când va veni în zonă. Dar merita și sub aspectul acesta. Eu am încercat atunci să aduc o monografie, am încercat împreună cu părintele Dan Goga să restitui publicistica lui Grigore Pletosu și să publicăm un volum. Ar mai fi un volum de publicat. N-am avut timpul fizic să ne ocupăm de acest al doilea volum încă, pentru că și eu și părintele Mario suntem prinși cu tot felul de proiecte și aș mai avea și niște documente pe care la un moment dat aș vrea și niște articole pe care aș vrea să le antologizez, dar vedeți că timpul este inamicul nostru în tot ceea ce facem și nu știm să-l transformăm într-un prieten, din păcate. Asta e provocarea vieții creștine. Da, așa cum ziceți, Nicolae Ivan a reușit să aducă lângă el oameni mari. Pe o parte dintre ei a găsit acolo. Grigore Pletosu era la Năsău din 1871, era al zonei, făcuse studii pe la Leipzig și pe la Budapesta, pe la Sibiu, dar între timp se întorsese și s-a sedimentat acolo, s-a statornicit acolo. Pe Stanca l-a dus din zona Sebeșului, dacă mi-aduc eu bine aminte, da. Pe Lupaș l-a dus de la Săliște. Dar el este cel care aduce lume acolo, la Cluj, și care colaborează. Pe la Pedatul l-a găsit acolo și l-a promovat și l-a transformat într-unul dintre marii artizani ai ortodoxiei românești. Ceea ce a fost frumos în vremea lui Ivan și poate că a fost și șansa lui, a fost un lucru pe care el a știut să-l fructifice cu mult, mult talent, a fost faptul acesta că, cum să zic, a reușit să stimuleze în ei conștiința aceasta, că biserica poate să reprezinte pilonul prin care putem reprezenta identitatea românească și că dacă clădim în jurul bisericii, clădim de fapt în jurul românimii, pentru că și cultura capătă o altă consistență și un alt conținut. Lucru pe care poate că de multe ori generațiile de după aceea au uitat. Același lucru l-a făcut și Mitropolitul Colan, urmașul lui. Dar mi se pare că uneori în istoria acest lucru a fost uitat și când a fost uitat, sigur că rezultatele nu au mai fost pe măsură.
Iar Ivan a reușit întotdeauna să țină vie o flacără a discursului acesta pro-românesc, în care tot timpul spunea, vedeți că pericolul n-a trecut. Trebuie să susțineți românismul din Cluj, pentru că nu era, inițiativele nu se bazau doar pe românismul ortodox, ci românismul în sine din Cluj. Trebuie să susțineți și românismul transilvanic, pentru că pericolul n-a trecut. Și iată că s-a dovedit profetic, pentru că în 40 se întâmplă ce se întâmplă și urmează alți 4 ani, despre care poate că odată vom vorbi. Cred că nu greșesc că atunci când spun că Nicolae Ivan a fost omul care a înțeles că acești tineri, comparativ cu el, făceau parte dintr-o generație, o generație care oarecum a schimbat cursul vieții politice a românilor transilvaneni de la începutul secolului 20, generația celor tineri oțeliți, formați în jurul lui Octavian Goga, oameni Goga. cu legături în mediul politic interbelic, cu legături printre oamenii politici care au contribuit la realizarea actului de la 1 decembrie 1918 și care ulterior s-au regăsit în pozițiile de miniștri ai României Mari, cu speranța de a cultiva relațiile acestora. Și aici mă gândesc doar la Sebastian Stanca, de care cred că e un termen cam dur să spun că Nicolae Ivan s-a folosit pentru a obține un teren pentru viitoarea catedrală. Știm negocierile pe care și discuțiile pe care Stanca le-a avut cu nașul lui de cununie, Octavian Goga, pe atunci ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, pentru cedarea unui teren în vederea edificării unei catedrale ortodoxe la Cluj. Deci, iată, încă un aspect al activității lui Ivan. A fost omul care a știut să facă echipă în jurul lui și să valorifice potențialul și talentele oamenilor pe care i-a adunat în jurul său. A fost un om cu mare deschidere. Să știți că uneori, la o vârstă, e greu să fii un om cu deschidere. Iată, episcopul Ivan denotă acest lucru, că a fost un om cu mare deschidere. Odată să te înconjuri cu tineri care s-ar putea să aibă vizuri diferite de ale tale, să te adaptezi noilor realități, și har Domnului, în decursul vieții s-a adaptat la tot felul de realități care nu i-au fost favorabile, și în același timp, iată, să reușești să te folosești de mediul politic fără să te compromiți. Că Ivan n-a fost susținut doar de o singură partidă politică, n-a fost susținut doar de Goga, s-a nimerit să fie Goga cel care a dat terenul pentru catedrală. Dar la fel a susținut și partida lui Lampetatu, la fel a susținut și partida lui Tancred Răduleanu, sau cum îl chema. Deci el a avut parte de sprijin politic din partea fiecărui grup și a făcut tot timpul să fie clar faptul că biserica nu este afiliată politic. E un lucru extrem de important. Da, e adevărat, l-a ajutat și faptul că regele gira anumite realități, dar nu întotdeauna s-a folosit acest lucru. Deci asta e un lucru frumos, că el a fost deschis realităților vremii și în același timp a știut să-și promoveze interesul și să facă din interesul lui interesul cauzei românești. Cred că o cheie a succesului lui Nicolae Ivan la Cluj a fost această deschidere, așa cum o cheie a succesului a fost și pentru Mitropolitul Bartolomeu, de mai târziu deschiderea sa pe care a avut-o față de tineri și față de cei pe care i-a cooptat în echipa lui. Mai avem câteva minute la dispoziție. Nu știu dacă vom mai apuca să atingem și subiectul scrierii, dedicat scrierilor lui Nicolae Ivan, dar în cele 7-8 minute pe care le mai avem la dispoziție, te-aș ruga să ne vorbești puțin despre cele mai importante realizări ale lui Nicolae Ivan în calitate de episcop al Vadului, Feleacului și Clujului. Mulțumesc pentru provocare. Așa cum am spus, când ajunge Nicolae Ivan la Cluj, e deja un om în vârstă, are 66 de ani. O vârstă la care unii se pregătesc de zenitul vieții, Ivan se pregătea de noi începuturi. Ajunge într-un mediu relativ ostil, într-o cameră închiriată cu 2 scaune și un pat. Am avut onoarea să stau vreme de un an în locul în care a fost chiar primul birou al lui Ivan, pe Iuliu Maniu 16, când am locuit la Cluj. Și m-am simțit onorat cumva. Ei bine, după care, primul lucru pe care îl face, era nevoie de o biserică în cetate. Biserica de pe biserici ortodoxe nu era propriu-zis în latura orașului și atunci el se apucă de construcția, susține construcția bisericii de pe Horea. Iar după ce acest lucru se întâmplă, sigur, realizarea de căpetenie sub aspect edilitar ecleziastic o reprezintă catedrala, care a fost clădită în vreo 6 sau 7 ani, deci într-un timp relativ scurt, din 1928 până în 1934, dar în paralel, episcopia Clujului era una a șantierelor, adică se construiau catedrale la Târgu Mureș,
la Turda și la Huiedin, Catedrala Moților. Cea a Moților o va sfinți împreună cu Stroia, iar celelalte două, pentru că ultima parte a vieții, ultimii ani au fost marcați de suferință, le vor sfinți de alții delegații preasfințitului Nicolae Ivan, pentru că nu va putea să se deplaseze la Turda și la unde era protopopul Iovian Mureșanu și la Târgu Mureș, unde nu mă amintesc cine era protopop, nu va putea să se deplaseze până acolo din pricina suferinței care îl marca. Dar să te apuci să construiești și să faci catedrala episcopală în condițiile în care întreaga episcopie e un șantier mare, e un act de curaj. În același timp, Nicolae Ivan a înțeles că el, pentru a putea să se exprime și ajunge în casele credincioșilor, trebuie să aibă un organ publicistic. Și a deschis revista Renașterea, care a funcționat din 1921 până la venirea comuniștilor și a fost reluată odată cu venirea înaltului Bartolomeu, s-a redeschis seria nouă și iată, funcționează până astăzi. Apoi, l-a susținut pe Florea Mureșanu în deschiderea Vieții Ilustrate și nu știu dacă n-a mai existat încă o revistă, n-aș vrea să greșesc acum, a Episcopiei în perioada interbelică, dar în același timp, ca organul publicistic să nu coste foarte mult, a deschis o tipografie. Iar această tipografie a funcționat cu stoicism pentru că a publicat în decursul perioadei lui Ivan și apoi a lui Nicolae Colan cărți, nu numai pentru episcopie, ci și din acestea de profil laic, ce a devenit un adevărat spațiu al promovării culturii românești în perioada interbelică în zona Clujului și în Transilvania. Colecții mai multe au fost deschise în această tipografie și în editura Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, editura care a funcționat și în timpul ocupației vârstiste, ocupației maghiare Ardealului de Nord, pentru că Nicolae Ivan acolo își va publica o parte dintre cărți și nu va fi singurul care va publica în perioada respectivă. Deci aceasta a fost o altă activitate. Apoi a reușit să achiziționeze ceea ce este astăzi sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, cumpărându-l, dacă mi-aduc eu bine aminte, de la un grof care s-a decis să se mute în Ungaria, să se strămute în Ungaria. Și acolo a înființat și ceea ce se va numi inițial Institutul Teologic și apoi, din vremea lui Nicolae Ivan, din vremea Ministeriatului Cultelor al Nicolae Ivan, în 39, Academia Teologică de la Cluj. O academie, un institut înființat în 23-24, care va fi închis de comuniști în 1952 și apoi va fi redeschis de către, după perioada, după 1989, în vremurile noi care au venit. Iată câteva dintre marile realizări ale lui Nicolae Ivan la Cluj. O tipografie, revistă, Academie Teologică, unde să-și formeze viitorii slujitori al altarului și unde a reușit să aducă oameni cu capacități extraordinare. V-am spus, între absolvenți se numără mitropoliții Antonie și Bartolomeu, membrii amândoi Academiei Române, la fel cum va fi și Nicolae Ivan, pentru că îl vor alege în 34 membrii al Academiei și Colan, dintre toți episcopii Clujului, de alminteri doar Teofil Ierineanu n-a fost membru al Academiei, inclusiv în arestul Andrei, actualul arhiepiscop și de la acest membru de onoare al Academiei, așa încât e un om care a reușit să formeze o elită culturală lângă el. Și pe lângă acest lucru a încurajat valorificarea patrimoniului cultural și istoric al episcopiei, a pus în valoare ceea ce exista la Feleac. Nicolae Ivan s-a concentrat asupra acestui lucru și a încurajat formarea de nuclee culturale. A încercat la un moment dat o apropiere de universitate și la un moment dat studenții noștri au fost primiți în universitate, dar pentru scurtă durată, motive pe care nu pot să le explicitez acum. Am impresia că l-au ținut la un moment dat chiar de relația deficitară cu Bogdan Duică, după care a renunțat la această idee, dar în orice caz a reușit să creeze o tribună de dialog cu spațiul cultural, a reușit să creeze o tribună de dialog cu tot ceea ce înseamnă publicistica și a reușit să promoveze. Pe lângă acest lucru, Nicolae Ivan, care a consolidat protopopiate, s-a îngrijit de construirea catedralei de la Bistrița, celei de la Târgu Mureș, cea de la Huiedin și cea de la Turda. A vizitat parohiile. Nicolae Ivan făcea din când în când cu trenul vizite în toate parohiile, se oprea pe aici pe acolo, nu știu dacă avea mașină, dar din câte țin minte, cel puțin la Bistrița a fost cu trenul și l-a așteptat în diferite parohii, dormea peste noapte în casa preotului, slujea și pleca mai departe. Deci a fost un om care a reușit să ia în vedere și a rămas un om care a păstrat o imagine frumoasă. Rămân și anumite chestii frumoase. A înființat corul Catedralei din Cluj, Asociația Femeilor Ortodoxe, care este până astăzi un standard al implicării femeilor în biserică, în spațiul acesta ortodox. Deci a făcut multe lucruri care sunt importante și sunt frumoase și a reușit să se impună fără ca, să-și câștige toți adversarii fără ca prin aceasta să se comporte într-un fel sau altul care să-l compromită. Îți mulțumim pentru amabilitatea pe care ai avut-o de a fi astăzi, în această după-amiază, alături de noi, pentru bucuria împărtășirii acestor informații legate de biografia și activitatea celui care a fost
episcopul Nicolae Ivan, o mare personalitate, așa cum am spus, a neamului românesc și a Bisericii Ortodoxe Românești. Sper că vom fi și pe viitor sănătoși și vom realiza în continuare astfel de emisiuni dedicate marilor personalități ale neamului nostru. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi. Le mulțumesc și Mulțumesc și eu. telespectatorilor noștri că au avut răbdare, ne-au ascultat. Iar până data viitoare îi invit să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune, la revedere!